Bun găsit, stimați telespectatori, suntem la emisiunea Viața Gorjului. Se împlinesc anul acesta 24 de ani de la Revoluția din decembrie 1989. Suntem alături de domnul profesor Gheorghe Nichifor, vicepreședinte al Societății de Științe Istorice din România, în același timp director al Colegiului Național Ecaterina Teodoro din Târgu Jiu, lângă un monument simbolic al Revoluției, adevărat, inaugurat anul trecut. Ca o deschidere a acestei emisiuni, spuneți-ne povestea acestui monument, de fapt, a persoanei pe care o reprezintă. Cred că se înțelege foarte bine de către cei care nu cunosc momentul respectiv. Într-adevăr, anul trecut a fost inaugurat în decembrie. Era un frig pătrunzător, au fost atunci oficialitățile locale în frunte cu prefectul județului, în frunte cu vicepreședintele Consiliului Județean, cu familia eroului. Sper așadar că telespectatorii noștri înțeleg, este vorba despre un fost elev al liceului Ecaterina Teodoroiu. De altfel, jertfa de sânge a școlii noastre a fost mai mare, întrucât și un alt erou post-mortem, este vorba de Ion Fota, au căzut în acele zile complicate și sângeroase ale lui decembrie 1989. Da, suntem, cum spuneam, un monument care amintește de Revoluție, de fapt de jertfele pe care le-au avut și gorjenii la marele eveniment de acum 24 de ani. Sigur, aici în Gorj, din fericire, nu s-au petrecut evenimente sângeroase, o să intrăm puțin în profunzimea acestora. Este bine că nu s-a întâmplat așa, dar asta nu înseamnă că oameni plecați de pe aceste meleaguri, prezenți în diferite locuri, mă refer la București, la Sibiu, la Oradea chiar au fost victime ale evenimentelor de atunci. Asta spune foarte mult că și județul nostru a participat activ, s-a aflat în mijlocul evenimentelor și, de ce nu, omagiul nostru trebuie să fie totdeauna îndreptat nu numai în ceea ce îi privește pe eroii români, ci și în ceea ce îi privește pe eroii Gorjului. Au trecut mai bine de două decenii de la evenimentele din 1989 și nu s-au lămurit, să spunem, mai deloc. Ba din contră, în ultimii ani asistăm la o decapitare, am putea spune, a istoriografiei apărute atunci în primii ani după Revoluție. Ce ne puteți spune dumneavoastră cu privirea istoricului despre, mai întâi, despre Revoluție ca și eveniment general și apoi poate intrăm și în câteva amănunte, am spune noi, foarte importante? Aș pleca de la un lucru foarte simplu. Nu numai că este vorba de o răstălmăcire a ceea ce s-a întâmplat atunci, dar pe de altă parte este vorba și de o trecere în uitare a evenimentelor din decembrie 1989. Și asta nu poate decât să ne aducă o undă de regret. De aceea, eu cred că ar fi bine în momentele următoare să plecăm de la o ilustrare a cadrului intern, chiar a celui internațional, de ce nu, care a găzduit, ca să spunem așa, deși termenul nu este cel mai fericit, derularea evenimentelor din 1989. Și voi pleca, firește, de la ceea ce m-ați întrebat și anume de la definirea noțiunii de revoluție. Revoluțiile nu sunt numai de natură politică, revoluțiile sunt și economice, revoluțiile sunt și culturale, revoluțiile sunt și religioase, chiar dacă ele primesc numele de reforme uneori, ca să ne gândim numai la reforma din secolul al XVI-lea din cadrul Bisericii Catolice. Așadar, revoluția într-o accepțiune unanimă, dacă stăm bine să ne gândim, înseamnă o schimbare profundă, o schimbare structurală. Și atunci problema care se pune pentru noi, pentru români, pentru ce alte țări care au trecut de la comunism, de la socialism la democrație,
a fost o schimbare, firește că o schimbare și nu una de aici, de acolo, ci o schimbare profundă. Acum că ea a fost o revoluție de catifea, că ea a fost o revoluție violentă, cum din nefericire a fost la noi, eu merg pentru, sau pledez pentru termenul acesta de revoluție, fie și pentru faptul că, într-adevăr, s-a făcut o trecere, unii spun că o trecere mai puțin vizibilă decât la statele din jurul nostru, și așa este, și poate vom explica imediat de ce, dar să spunem argumentul pe care le iau în calcul pentru Revoluția din decembrie 1989 este reprezentată de numărul extrem de mare al românilor prezenți atunci în stradă și în alte părți, care au susținut cu tărie rezolvarea situației respective. Suntem, să spunem așa, la distanță de un eveniment care practic a schimbat nu numai soarta României, ci a tuturor țărilor din Europa răsăriteană, tuturor țărilor comuniste. La noi s-a făcut, cum spuneați, mai altfel, adică cu vărsare de sânge și mai ales în condițiile unui regim mult mai dur decât se afla în celelalte țări comuniste. Un tânăr, să spunem, care acum are 24 de ani, deci născut în acei ani, sau poate 25-30, nu poate să realizeze decât din sursele indirecte ce a reprezentat regimul anterior anului 1989. Tot soiul de restricții, un cult al personalității a ajuns la niște dimensiuni, am putea spune, apocaliptice, criză de combustibil, criză alimentară, corzi nesfârșite, cenzură, închidere față de Occident. Aceasta era situația României la momentul respectiv. Sigur, pe aici, pe acolo, câteva tentative de ale lui Nicolae Ceaușescu de a-i atrage pe români de partea sa, tentative absolut neputincioase în condițiile în care el nu poate să înțeleagă nici măcar ceea ce se întâmpla în spațiul din imediata noastră apropiere, mă refer la URSS, unde Mihail Gorbaciov declanșase politica sa de perestroică, de glasnost, care până la urmă a însemnat deschiderea și descătușarea unor forțe care se vor manifesta foarte, foarte repede. Aceasta era atmosfera atunci, chiar dacă am reușit să plătim datoria noastră către băncile din exterior, datoria aceea de 11 miliarde de dolari cu vreo câteva luni mai devreme decât preconizase chiar Nicolae Ceaușescu, asta nu i-a încântat foarte mult pe români, pentru că în definitiv asta se făcea pe buzunarele lor, pe nivelul lor de trai, pe situația lor cotidiană. Iată deci o adevărată adunare tumultoasă de nemulțumiri, care atunci când s-a creat contextul și intern și internațional favorabil, a avut nevoie numai de o scânteie și a dus la declanșarea acelor manifestări violente, repet, din nefericire pentru țara noastră. Aici este și problema, spuneam, de ce apare în istoriografie în ultimii ani, și anume, este de fapt o revoluție sau acea revoltă populară este chiar adevărată, sau avem de fapt o lovitură de stat orchestrată din afară, care doar a fost cosmetizată prin participarea populației pe străzi în zilele Revoluției? Eu cred că dacă nu ar fi fost atâtea victime, dacă aceste manifestări nu ar fi scos până la urmă în prim plan eșalonul 2 al nomenclaturii comuniste, această discuție din clipa de față nu ar mai fi avut loc în fața monumentului unui erou. Dacă
lucrurile s-ar fi petrecut oarecum similar, identic, nu puteau să se realizeze cu evenimentele din Bulgaria, cu evenimentele din celelalte țări vecine, din Republica Democrată Germană, din Ungaria, din Polonia, discuția s-ar fi realizat în alți parametri. Cum însă lucrurile au căpătat o turnură sângeroasă, i-am putea spune, dacă ne gândim la numărul mare de victime, atunci sigur că apar și întrebări. Întrebări de genul ce au reprezentat ulterior manifestările violente etnice de la Târgu Mureș. Care este substanța lor? Nu cumva au fost pornite ca să mascheze niște evoluții care conduceau către câștigarea puterii de către anumite persoane sau anumite partide? Nu s-ar mai pune întrebarea de ce un număr atât de mare de lucrători ai fostei securități sau angajat în structura nouă care s-a creat imediat după evenimentele din martie de la Târgu Mureș. Nu s-ar mai pune problema de ce s-a tras în populație, nu neapărat după arestarea lui Nicolae Ceaușescu, ci după executarea sa. Care au fost forțele care au coordonat asemenea acțiuni? Sunt întrebări care, sigur, încet, încet se vor estompa. Durerea a fost nemărginită pentru unele familii. Unii dintre ei vor dispărea natural și, repet, ca în orice moment din istorie, încet, încet lucrurile se vor estompa. Dar dacă pentru populație nu vor rămâne aceste întrebări, pentru istorici ele obligatoriu vor persista și sigur cercetarea istorică va fi obligată să investească fonduri pentru dezvăluirea adevărului. Vorbeam de evenimentele din ultimii ani. Anul trecut s-a întâmplat un eveniment, am putea spune, cel puțin surprinzător, nu prin evoluția lucrurilor din ultimii ani, ci nu s-ar fi întâmplat asta, să zicem, în anii 90. Știți, din vremea Revoluției, cazul Trosca, cel care era șeful trupelor antitero din securitate pe atunci, care a fost efectiv lichidat din ordinul generalului militar. Au trecut mai bine de 20 de ani, până când s-a găsit, să spunem așa, reabilitarea lui, un monument în această direcție, făcut de actualul Serviciu Român de Informații. Faptul că se încearcă și s-a fost reabilitat un personaj de un asemenea calibru, colonelul Trosca, faptul că au început să apară documente din vremurile respective, vi se par, deci cum vi se par? Există o normalitate din acest punct de vedere? Există, sigur, salutar ar fi fost ca să se întâmple lucrurile acestea mult, mult mai devreme, dar firește să fim și noi ca românii mai bine, mai devreme decât foarte, foarte târziu. Este bine că s-a întâmplat așa, dar sunt și alte momente regretabile. Din nou, n-am cum să nu mă gândesc la numărul mare al tinerilor care au murit atunci și datorită unor greșeli infantile, le-am putea spune, de comandă. Hai să ne gândim la măcelul de la Otopeni, când soldații au tras în proprii lor colegi. Nu există până în clipa de față un inventar al cauzelor exacte, dar suntem convinși că s-au mai petrecut lucruri de genul acesta și în alte locuri fierbinți. În definitiv, existența imediat după plecarea lui Ceaușescu a numai puțin de trei centre de putere, unul la Comitetul Central, unul la Televiziunea Română și unul la Ministerul Apărării, a creat confuzie care s-a menținut ulterior în aceste zile și care a degenerat în seria aceasta de
lovituri, ca să spunem așa, aproape războinice a românilor împotriva românilor. Pentru că, sigur, vorbesc cărțile și despre prezența arabilor, a nu știu cui de pe teritoriul agenților sovietici. Agenților sovietici și așa mai departe, dar deocamdată nu este nimic demonstrat. Parcă este așa un val de întuneric asupra informațiilor care uimește pe cel care studiază, care analizează evenimentele de atunci. Nu întâmplător v-am adresat această întrebare pentru că în privința istoriografiei românești există o tendință în ultimile două decenii, aceea de a negri cam toate evenimentele din istoria națională, numai Revoluția. Și acum avem de a face cu altceva decât Revoluție sau de fapt această idee se înscrie tocmai pe această idee de a demitiza practic istoria este în tot... Este această întrebare. Demitizare cred că este un cuvânt dulce pe care noi îl folosim. Uneori probabil este vorba chiar și de falsificare. Dacă ne gândim foarte bine... Sigur, istoria este o știință în mare măsură și partinică, este o știință ideologizantă și ideologizată până la urmă. Asta este și trebuie să purtăm discuții în ce măsură este știință și în ce măsură nu este știință, dar nu este locul aici. Parcă se subsumează evaluarea evenimentelor din decembrie 1989 și acestei tendințe generale de a scoate puțin din istorie eroicul, spectaculosul, primordialul și așa mai departe. Se ajunge până la urmă și pe alte piste, se dau și alte ipoteze, care de care mai năstrușnice. Până la urmă, jocul acesta de a-ți da cu părerea nu este chiar foarte, foarte bun pentru evoluția istoriografiei românești, dar speranța mea este că din această dezbatere cotidiană care se petrece să se tragă un semnal de alarmă cu privire la necesitatea creierii unui grup foarte puternic, unui detașament de istorici bine pregătiți ca să intre în această dispută. Din nefericire, și poate este cazul să vorbim cu prilejul acestui moment comemorativ pe fondul diluării calității tuturor segmentelor sociale și profesionale, putem să vorbim fără niciun fel de reținere și despre o diluare a calității corpului istoricilor români. Este bine să fim extrem de atenți. Oamenii de foarte bună calitate nu se mai orientează către acest domeniu. Până la urmă, cu prioritate pedagogic, profesorii de istorie sunt cei care fac și istorie și este păcat, pentru că iată câte lucruri am putea rezolva dacă ar exista o comunitate a istoricilor, cum era odinioară în țara aceasta românească. Întorcându-ne la evenimentele din decembrie 89, ce ar trebui să vorbeam de tinerii, că nu știu prea multe de ce se întâmpla atunci, cu siguranță nu știu nici cei care n-au prins epoca respectivă. Apar mai nou foarte mulți nostalgii sau, în orice caz, perioada din înainte de 89 începe să fie prezentată chiar în extrema cealaltă, idilic, pentru cei care n-au simțit acest lucru. Cum vedeți dumneavoastră aceste lucruri sau ce se poate face în această direcție? Cred că trebuie să promovăm echilibru, trebuie să promovăm măsura, să învățăm, să dăm tinerilor generații, vorbim acum în postura noastră de dascăl și de mediatori între realitate și om, în definitiv ce este istoria decât o reluare a faptelor și evenimentelor petrecute atunci. În urmare, echilibrul
trebuie să ne domine atunci când abordăm perioadele și anterioare anului 1989 și cele de după 1989. Nu trebuie să mergem pe o atitudine din aceasta nihilistă care să distrugă tot ceea ce a fost înainte de 1989, pentru că, pe de o parte, am creat grave situații, până la urmă și sentimentale, ale celor care au trăit acei ani și care se văd parcă dintr-o dată inutili, ca și cum n-ar fi făcut nimic. Și pe de altă parte putem să ajungem și în partea cealaltă că totul a fost excepțional, totul a fost ireproșabil și că până la urmă ceea ce s-a întâmplat în 1989, în decembrie, ar fi fost o greșeală. Asta este un lucru care nu trebuie să se întâmple. Vorbim de decembrie 89, deci evenimentele petrecute la Timișoara, evenimentele petrecute la București și apoi în toată țara, spuneam, mai puțin la Târgu Jiu, unde evenimentele au fost mai calme. Dar, de fapt, decembrie 89, chiar dacă să zicem așa, a fost pregătit din afară, era cumva anunțat în România de alte evenimente. Sigur că da. Acum, atunci nu au fost foarte, foarte vizibile aceste lucruri, nu acțiunile acestea ale unor grupuri foarte restrânse, chiar ale unor indivizi, mă refer și la intelectualitatea noastră și la studenții și la muncitori, nu au fost foarte vizibile chiar dacă am aflat de ele. Singura noastră sursă de a intra în contact cu aceste lucruri erau posturile de radio străine, Europa Liberă, Vocea Americii și cele care mai erau. Dar într-adevăr, chiar în preajma lui 16 decembrie, ca să o luăm cu începutul, au existat câteva momente, între care și meciul acela cu Danemarca, când am învins cu 3-1 și ne-am calificat la campionatul mondial sau european, nu mai știu foarte, foarte exact. Așa, când s-a intenționat o acțiune de anvergură și nu a ieșit. Dar a mai fost și scrisoarea celor șase, au mai fost și atitudini ale unor profesori universitari. Sigur, totul era, ca să spunem așa, plana deasupra țării noastre, mai ales că în preajma noastră se petreceau lucruri extrem de vizibile, și anume evenimentele despre care vorbeam la început, din Bulgaria, din Ungaria și mai cu seamă din Uniunea Sovietică. Până la urmă, întâlnirea dintre Mihail Gorbaciov și președintele Statelor Unite, George Bush, de la Malta, unde s-a discutat direct despre climatul dogmatic în care conducea Nicolae Ceaușescu, a fost un element extrem de important despre care trebuie să reținem. Nemulțumirile românilor care au culminat în 1989 erau pregătite sau erau vizibile încă de câțiva ani mai devreme. Au fost câteva revolte, cel puțin ale mineilor, care prevesteau cumva evenimentele din 1989. Ca să o luăm așa într-o analiză mai severă a ceea ce s-a întâmplat și în 1977 în Valea Jiului și în 1987 la Brașov și în 80 la Motru aici la noi, ca să discutăm despre aceste lucruri, poate că ar fi bine ca telespectatorii noștri să-și amintească sau să știe că prin anii 1960, după o teroare stalinistă extrem de eficientă pentru Moscova, Gheorghe Gheorghiu Udeș dă semne de nesupunere față de Moscova și, culminând cu acea declarație din aprilie 1964, încearcă chiar desprinderea de un mod de a privi lucrurile până atunci obligatoriu venit de la Moscova.
Ei bine, Nicolae Ceaușescu, care a preluat puterea la moartea lui Gheorghe Gheorghiu deja în 1965, a continuat această politică, nu însă neapărat în folosul numai al patriei sale și al cetățenilor români, ci și în folosul propriu, dacă mă gândesc la analiza foarte severă pe care i-a făcut-o în 1968 lui Gheorghe Gheorghiu Udeș și celorlalți lideri. Aceasta a însemnat însă o deschidere a noastră către Occident, o reorientare a economiei românești, schimburi economice mai intense cu Statele Unite ale Americii, cu Anglia, cu Franța, cu celelalte țări de democrație, și lucrul acesta i-a obișnuit oarecum pe români cu sentimentul că se poate și altceva. Atitudinea sa foarte concisă și clară cu prilejul evenimentelor din Ceoslovacia din 1968, când și acolo se înfăptuia o revoluție, i s-a spus, de catifea, a avut darul de a atrage simpatia nu numai a Occidentului, ci și a opiniei publice românești. Nu neapărat dintr-o dată, mie mi se pare forțat lucru că după vizita, și a fost și demonstrat de către istorici de-ai noștri, dintre care se detașează profesorul Scurtu, nu neapărat din 1971, după vizita din China și din Coreea de Nord, avem de a face cu o schimbare radicală a lui Nicolae Ceaușescu. Ci lucrurile reprezintă evoluțiile reprezintă un cumul de factori. Credem noi că până prin 1977, până pe la cutremur, este vorba în țara noastră de o situație mai bună. Lucrurile se degradează însă după aceea teribil, teribil de mult și generează nemulțumiri. Până la urmă nu este lipsit de importanță că acea manifestare a minerilor din Valea Jiului are loc exact în anul când a avut loc cutremurul, care fusese practic la câteva luni. Noi credem că manifestările acestea ale muncitorilor i-au pregătit pe aceștia pentru atitudinile acelea extrem de colective, ca să le spunem așa, care s-au manifestat la Timișoara. Până la urmă, faptul că pe 18 decembrie circa 100.000 de muncitori din Timișoara sunt în stradă după niște acțiuni minuscule sau de mai mică importanță ale locuitorilor din Timișoara, spune mare lucru. Apoi, faptul că mii de muncitori din Oltenia, care au fost transportați în Timișoara, au refuzat ca să ia atitudine ostilă față de revendicările, până la urmă, ale colegilor lor din Banat, reprezintă un gest de solidaritate care se va realiza pas cu pas, zi cu zi, în momentele următoare. Prezența absolut impresionantă a muncitorilor din București la evenimentele din 22 decembrie, care au culminat cu forțarea dictatorului de a pleca din sediul Comitetului Central, este elocventă în cadrul discuției noastre. Suntem la momentul și ne-a spurtat pe nesimțite până la momentul când Ceaușescu este silit să plece din Comitetul Central și practic în câteva ore pleca de la conducerea statului, instalându-se deja seara în 22 decembrie o nouă putere, o nouă conducere. Acum e și problema că dacă la momentul plecării de pe Comitetul Central avem undeva sub 100 de morți, după aceea în câteva zile avem 1000. Deci există practic noua putere care se instalează, are o problemă cu aceste victime. S-au făcut procese, suntem de 20 de ani, peste 20 de ani în cercetări, în dosare. Nu s-a aflat nici până acum adevărul ce s-a întâmplat atunci în zilele de după 22 decembrie și dacă, să spunem, puterii instalate atunci îi se pot reproșa morții respectiv sau era regimul Ceaușescu care nu se dădea mort, adică încerca să funcționeze.
Mai spuneam și la început, discuția aici se poartă în ce măsură forțele fidele lui Nicolae Ceaușescu ar fi putut să-și mai continue acțiunea și după ce el a fost executat în 25 decembrie, pentru că, să spunem noi, ciocniri între așa ziși și teroriști și manifestanți și revoluționari s-au derulat până pe vreo 27 decembrie, știm foarte bine pentru că am trăit acele momente. Este un semn de întrebare care planează asupra acelor evenimente și care au condus la tot soiul de suspiciuni. Cred că până la urmă, așa cum spuneam și mai devreme, ne vom domoli, ne vom liniști. Chestiunea care se pune pe de o parte este că aceea că istoricii trebuie să-și facă treaba, dar problema se pune ce s-a realizat după 1989. În ce măsură idealurile revoluției de atunci se regăsesc în evoluțiile derulate de atunci și până în anul de grație 2013? Da, o întrebare foarte bună și probabil o analiză care nu ne permite câteva emisiuni. Însă, apropo de revoluție, Revoluția din decembrie 89 a fost prima revoluție televizată la nivel european și mondial. De atunci au tot apărut evenimente, ultima, să spunem așa, de mare anvergură fiind cea din Egipt, s-a tot văzut pe televiziune, dar practic românii au dat startul și în această direcție. A fost într-adevăr o premieră tehnică. Poate că nu suntem sau nu eram atunci dispuși să credem că avem ca românii să aibă capacitatea să realizeze așa ceva, cu toate sincopele existente, cu toate ieșirile, lamentările unora pe ecranele noastre, dacă ne amintim foarte bine, toate acestea au reprezentat într-adevăr pentru străinătate o premieră care ulterior s-a dovedit a fi utilizată și în alte momente. Dar sigur că se vorbește foarte mult și despre o inducere în eroare de proporții, se vorbește despre un război informatic teribil, de atacuri aeriene care se făceau numai pe simulatoare, pe calculatoare și care până la urmă au degenerat în confruntări directe între participanții la evenimente. Cum știm și aici la Târgu Jiu, se trăgea, este posibil după ținte inexistente, nu este posibil, ci mai mult ca sigur. A fost un război al derutelor, s-au spus un război al zvonisticii, s-au făcut tot felul de declarații și pe baza acestor declarații neverificate s-au luat măsuri, unele dintre ele extrem de controversate și care pot stârni în clipa de față cel puțin mari semne de întrebare. Este decembrie 89 din, să spunem acum, din perspectiva istoricului, un eveniment istoric pe care îl trăiește o generație sau poate se trăiește la câteva generații? Am văzut un chestionar, un studiu sociologic ce făcea referire la marile evenimente din istoria neamului nostru. Și spuneam lucrul acesta cu prilejul zilei de 1 decembrie, ziua noastră națională, de departe, momentul cel mai important în acel chestionar sociologic este 1 decembrie 1918, după aceea 23 august 1944 și decembrie 1989, ceea ce înseamnă că, iată, foarte repede, deși au trecut numai 24 de ani în galeria evenimentelor care au schimbat înfățișarea acestui spațiu românesc, se înscriu și evenimentele de atunci, ceea ce ne duce pe noi cu gândul că este necesară mai multă insistență în ceea ce privește, și nu este inutilă dezbaterea noastră, în ceea ce privește studierea acelui moment. În definitiv, au trecut 24 de ani,
au apărut câteva generații de atunci și până acum, luate cu profesionalism, aceste evenimente pot fi clarificate în mare măsură. Acum, bineînțeles, rămâne ca istoricii să se pronunțe, cum spuneam, asupra evenimentelor, încă sunt lucruri necunoscute. Dar, până la urmă, rezultatele evenimentelor, cum spuneați dumneavoastră, să zicem, au fost niște idealuri care poate nu s-au împlinit, altele care s-au împlinit. Dar, cu siguranță, a fost o schimbare majoră care ne-a scos de pe o anumită direcție și ne-a dus într-o alta. Din punctul de vedere istoric, cu siguranță, a fost un progres. Dar, acum, apropo de evenimentul din decembrie 89 și privind și la ce s-a întâmplat cu celelalte țări din zona comunistă, care ar fi comparația sau care ar putea fi concluziile? Sigur, nu ne încălzește aproape deloc că mai avem un frate lângă noi, mă refer la Bulgaria, ce se află, să zicem, cam pe aceeași treaptă cu noi. Dacă ne gândim că reușitele altora din preajma noastră sunt remarcabile comparativ cu ceea ce se face la noi. Pe de altă parte, dacă stăm și ne gândim totuși la stabilitatea statală, este iarăși un argument care ne face pe noi să credem că idealurile de la 1989 nu sunt chiar de lăsat la o parte. Până la urmă, dezmembrarea Iugoslaviei, care s-a făcut cu niște costuri absolut teribile și care au lăsat acest spațiu, până la urmă, extrem de interesant și mult în fața noastră înainte de 1989, care au lăsat acest spațiu oarecum în urmă în ceea ce privește unele dintre țările componente Iugoslaviei. Pentru că dacă ne referim la Slovenia sau dacă ne referim chiar la Croația, reușitele sunt mult mai mari. Deci dacă discutăm din punctul acesta de vedere, există și motive de încredere, de optimism, dacă ne gândim la ceea ce spuneam mai înainte, la rezultatele economice, la rezultatele sociale, până la urmă și spirituale, avem și neîmpliniri și să nu spunem chiar dezamăgiri și ne știm foarte, foarte bine țara, ne știm foarte bine județul, ne știm foarte bine localitatea, ca să nu ne cunoaștem împlinirile și neîmplinirile. Dar marile evenimente, schimbările de regim politic întotdeauna atrag după sine tot felul de consecințe, și consecințe pozitive și consecințe negative. Bun, ca și concluzie a sărbătorii sau a aniversării, a comemorării, că putem să spunem din toate punctele de vedere, despre Revoluția din decembrie 89. Acest eveniment merită să-i dăm importanța cuvenită. Și nu doar e vorba de aceste zile când de fiecare dată împlinim încă un an de la evenimente, ci evenimentul istoric, Revoluția din decembrie 89, merită mai multă atenție din partea tuturor? Indiscutabil, ceea ce s-a petrecut atunci nu trebuie deloc uitat, nu trebuie deloc ignorat. Atenția noastră a tuturor, și mă refer în primul rând a școlii, dar mă refer și la media, mă refer și la omul de rând, trebuie să se îndrepte asupra acestui eveniment, pentru că altfel n-am înțelege ceea ce s-a petrecut ulterior. În definitiv, a fost o negare națională a unui sistem social-politic care nu mai era acceptat de populația din țara noastră și o reorientare către Europa. S-a născut acum și ideea aceasta a aderării la Uniunea Europeană. Românii pot fi sau conduc poate detașat în ceea ce privește un clasament al celor ce își doreau din fostele țări ale sistemului socialist apartenența la UE. Prin urmare, discuția noastră este următoarea.
Am intrat în Uniunea Europeană, mergem în această mare comunitate de state democratice și dezvoltate cu istoria noastră, cu trecutul nostru, iar în acest trecut sau din acest trecut nu trebuie să înlăturăm momentul decembrie 1989. Cei care ne-au primit acolo ne doresc sinceri, ne doresc curați, iar noi, ca să le oferim încredere și să fim acceptați în acest sens, n-avem voie să nu le transmitem cât mai corect ceea ce știm noi despre decembrie 1989. Suntem în fața unui monument dedicat unui erou. Am mai avut și alți eroi la Târgu Jiu, Cătălin Haidou e un exemplu. Toate aceste jertfe s-au meritat acum, privind după 24 de ani de la evenimente. Jertfele nu trebuie să se numere în câți morți am avut, câți răniți, câți dispăruți. Este nefericit, este dezolant să constați că după fiecare război, după fiecare grevă, după fiecare manifestație se urmărește lucrul acesta. Dar gândindu-ne că perspectiva noastră era de a rămâne în continuare încorsetați într-un sistem și la discreția unui conducător care până la urmă ar fi dispărut pe cale naturală, dar mai cunoaștem noi dispariții pe cale naturală și menținerea sistemului, știm că mai există așa ceva, ar fi fost absolut păgubitor, dăunător pentru neamul acesta de oameni inteligenți, de oameni creativi, de oameni care nu știm uneori cum de au suportat atâtea necuviințe și atâtea lucruri care nu pot fi acceptate. Dar asta este istoria și, repet, trebuie să o știm. Asta este lucrul cel mai important. Nu înțeleg de ce nu se conștientizează mai bine în diferite locuri că istoria trebuie să aibă un loc mult mai serios în ansamblul disciplinelor școlare. Probabil că un asemenea obiectiv sau o asemenea evoluție a disciplinei istorie nu și-ar fi dorit revoluționarii de la 1989. Cu siguranță sunt alte subiecte care s-ar putea discuta. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la emisiunea Viața Gorjului. Multă plăcere!